Ioan Rus susține că statul trebuie să păstreze pachetul majoritar de acțiuni în portul Constanța, un obiectiv cu importanță strategică pentru România. Eu cred că acolo putem privatiza până la 50% plus o acțiune. 50% plus o acțiune minim trebuie să rămână în proprietatea statului. Diferența că se cedează comunității locale, că se vinde pe bursă și vor fi unii care vor cumpăra și se va modifica, să spunem puțin structura acționariatului, am aduce și alți acționari care să aibă viziune din cei care au experiență legată de această activitate. Nu este o decizie care mi aparține. V-am spus ce gândesc eu. Este o decizie care va aparține Guvernului României și nu Ministrului Transporturilor, a precizat Ioan Rus. Guvernul și primăria Constanța cer Ministerului Transporturilor să cedeze 13% din acțiunile portului Constanța, Consiliului Local și să listeze pe bursă un pachet de 14% din titluri. Asta în condițiile în care în prezent Ministerul este acționar majoritar la Administrația Porturilor Maritime Constanța cu 60%, iar fondul proprietatea și primăria Constanța dețin fiecare câte 20% din capital. Modificarea structurii acționariatului a nemulțumit însă sindicatele și operatorii portuari, iar până acum oamenii politici și oficialii de la. București au făcut declarații care însă nu s-au concretizat printr-o decizie.